Bună, dragi prieteni! O să facem astăzi un video cu masculii din matca de Rostov, matca pentru 2017, așa cum v-am obișnuit. Astăzi o să facem un video cu masculii din rasa Rostov. Avem aici un mascul alb, foarte frumos, de 2016. Ia uitați-l! Să ne apropiem de el. Foarte blânzi. Să luăm acum cel de-al doilea mascul și o să-l arătăm. Și avem acum cel de-al doilea mascul alb, tot Rostov. E un mascul de 2015. Mascul de 2015. Cel de-al treilea mascul, un mascul de culoare neagră, tot de Rostov. Ia uitați-l. Ia uitați-l. E cel de-al treilea mascul. O să mergem acum să luăm și cel de-al patrulea mascul. Cel de-al patrulea mascul este un mascul argintiu. Un mascul de 2015, care are încălțătura tăiată. Uitați-l, cel de-al patrulea mascul. Să încercăm să ne apropiem de el. Așa, cel de-al patrulea mascul. O să mergem să luăm și cel de-al cincelea mascul. Și avem aici cel de-al cincelea mascul, un mascul argintiu, pentru 2017 am oprit două perechi pentru matca de 2017 de culoare argintie. Vedeți, aici avem cel de-al doilea mascul, care a zburat. Ia uitați-l aici. Ia uitați-l. O să meargă tot sus. O să mergem să luăm și cel de-al șaselea mascul. Am luat și cel de-al șaselea mascul. Este un mascul roșu de 2015. Tot Rostov. Ia uitați-l. E foarte frumos. Deci am luat și cel de-al șaselea mascul. Și o să mergem să luăm și de cel de-al șaptelea mascul. Avem trei masculi jos și trei sus. Și acum am luat și cel de-al șaptelea mascul de Rostov, care e tot de culoare roșie. Și o să le liberăm acum. Să vedeți ce mascul frumos avem. Un mascul de 2016, ia uitați-l, ia uitați-l. Ia uitați-l masculul. Să vedem dacă stă să-l filmăm așa. Da, el e cel de-al șaptelea mascul. Sper să vă placă acest video. O să revenim și cu alt video cu mascul din altă rasă, tot pentru matca de 2017. Și astăzi am făcut un video cu masculii din rasa Rostov. Mascul ce i-am oprit pentru matca de 2017. Într-un video postat de mine nu cu mult timp în urmă, vă prezentam femelele. Acum am făcut acest video cu masculii. Vom face video și cu perechile ce le vom forma
Asta eu știu la sfârșitul, de fapt la jumătatea lunii martie, sperăm să începem să punem în pereche. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.